Viața lumei. Am zis cu primul episod din Game Dev Tycoon. Un nou început. Da, skip tutorial. Așa. Da, trebuie să dăm un nume viitoarei noastre companii. Nu. Ciortitorii. Nu? Țigani. Țigani. nume Goku, frumos. Stai în ce frizură poți da la fraierul ăsta. Negru, nu o să fiu negru. Să vreau așa, da. Nu, nu o să o numim Țigani, o să o numim... FA, nu. Nu, nu, stai, stai, mă gândesc. NNN. Ca să nu fie... Nupze, nupze. Așa. Să mă cu asta. Da. Ok. Nou joc. Ok, hai să vedem. Develop new game, pick topic, stai așa. Settings. Volumul, așa, perfect. New game. Topic. Sport, genre simulation, platforma asta când dă mai mult și numim PES 2 de graphics deloc în story și quest că e un sport simulation cu mai multe engine. Da, ca să știți, eu deja știu ce fac în jocul ăsta, deci da, că am ajuns să termin jocul. Artificial Intelligence, Level Design și dialog mai deloc. Așa. Știu că se mișcă puțin în lag, dar n-am ce să... Hai că... Na. Hai mă, nu mai te scărpina pe cap, tu scărpinarea mătii. Sound... New Simulation. Trebuie să arate bine. Am 4 buguri, wow, cam mult. Finish. Ok. Și așteptăm review-urile. Care aparent în jocul ăsta sunt foarte, foarte importante. Ok, review for PES. Prima notă 7, e bine. A doua e... 5? N-aș trebui să uit de sunet. Păi da mă, dar e un sport simulation, nu trebuie mie sunet. Da, o să încerc să vă mai vorbesc curat. Dar până acum am avut, nu știu, review-uri bune. Și am și fani. De obicei, fanii sunt chiar foarte importanti, ca să știți. Pentru că tu chiar dacă faci un joc prost, ei tot îl vor cumpăra. Ceea ce e bine, nu fantasy, sci-fi. Dar oricum, următor joc îl fac military. Da. Am vândut 10.000 de unități cu primul joc, ceea ce e foarte bine, zic eu. ok, develop new game. Pick topic, o să fie militar. Genre action, pentru că nu prea ai ce să pui. De fapt, poți să pui strategic, dar mai mult atrage un action shooter. Și știți că am dreptate. Ok, Nume. Duty Calls. Știi? Și așa, bine, așa și începem. Da, n-am început jocul bine că deja am... spunem așa. Că de obicei la military action, mă rog, action în general, nu prea trebuie să te bazezi pe quest-uri, ci pe engine, să fie bine, să n-aibă bucur, că da, la un shooter, ce paname de misiuni vrei să ai Artificial Intelligence cât mai mare. Că tot aceeași misiune e să o omori pe pixulică, dar presupun că vrei să ai arme șmechere, să ai de toate. Asta e bine, da.
Hai să vedem. S-a rezolvat bugurile. Da. Și da, începem în anii 80. Bine, suntem în 81 acum. Wow, foarte tare. Și să vedem ce ne iese. Duty Calls. 6, dar focus energy and serve this game very well. Mă bucur. 6, 7, 6, 6. E bine, e bine să ai note mari. Mă rog, medii. 5, falls a bit short. Și asta cred că o să dea 6 sau 5 din nou. 5. Mereu ăla ultimul e cel mai bulangiu. Că, de exemplu, luasem la primele 30 la un joc, la un RPG. Și s-a trezit firma aia să zică, băi nene, noi vedem nouă că... Na, așa vrem, știi? Ne pișem pe fața voastră, nu ne pas. Research, nu topic. Un fantasy n-ar striga. Ha, mă, nu mai descrie prin cap tembele. Mașina asta ce tare. Avem 119 fanti în două jocuri, mi se pare foarte tare. Donkey King, Dingy King. Îmi place că au schimbat numele la mai multe chestii. Să fie, deci, Topic Fantasy Adventure G64 să fie, să-l numim First nu Final Fantasy. Nu? Final Fantasy. Merge. 2 de graphics. Și la $1,000,000, când o să facem $1,000,000, și vom face. O să vedeți că ne mutăm într-un birou un pic mai mare. După aceea într-un birou și mai mare în care o să avem un departament de, nu mai știu ce era, de hardware, adică îmi fac eu consola mea, sau mai era un departament în care îmi făceam convențiile mele, mă rog, pregăteam convențiile. Făceam, ce mai făceam? Developam MMORPG-uri, știi, și... Să sperăm că dăm lovitura. Odată și odată cu un joc. TES, adică NES. Deci mai schimbă cât o lideră, cât un nume, ca să nu poată fi dat în judecată. Uite, și am evoluat. Mă rog, am făcut level, ceea ce e bine. Prima notă. Mic o să fie 5. 6. I like it. E bine, e bine. 6. Asta o să dea 5. Face pariu? Bă, nu, a dat 6. Ăsta dă 5. De obicei ăsta dă 5. 7. Mă bucur. Hai. Avem... 3K vânzări. E bine. Câștigăm bănuți. E foarte tare. Mă bucur. Develop new game. To fie un sci-fi. Sci-fi RPG de obicei merge. G64 să-l numim Galaxy Wars. Vreau să-l numesc Star Wars, dar nu. Mai bine lasă. Ok, și e un RPG. Trebuie story quest-uri ca lumea. Știu cum e, că l-am jucat ceva vreme. Jocul ăsta. Și știu cu ce să mănâncă. Că am știut în ce puncte să bag, în ce... Asta trebuie cam prost. Artificial Intelligence-ul. Știți, în funcție de cum bagi timp în producție, în ce bagi, așa... Așa mai evoluezi la alea. Și dacă evoluezi, de exemplu, sunetul, o să câștigi să-ți faci soundtrack, să-ți faci alte chestii. Da? Și la graphics următoarele tipuri de grafică și mai multe. De exemplu, acum am evoluat la mai multe. Vedeți? Uitați cât am evoluat. Și research custom game engine. Custom Game Engine, adică game engine gen
CryEngine sau Frostbite, ați auzit de ele, sau Unreal Engine, în care pot să bag eu sunete pe care le vreau, ce fel de grafică vreau, 3D graphics, versiunea nu știu cât, am multe chestii. Asta dă 8, da. Da, până acum am avut jocuri bune, am făcut jocuri bune. Așa, la un moment dat o seara să dăm și noi lovitura, să ne mutăm. Oricum, la început nu o să-mi angajez oameni pentru că nu vreau să pierd banii din prima așa. Create custom engine. Câte putem? 120k și o să-l numim Tier Engine. Mai avem aproape 100.000 de dolari. E bine, acum jocurile o să fie un pic mai reușite pentru că avem salvări, putem da save game, putem avea niște sunete mai bune, putem... Da. Avem grafică 2D, nu știu cât mai bună, ceea ce e bine. Și... Mă bucur că a fost un succes acest joc cu... Da, stai așa. New topic, ce mai avem? Pirate. Să fac un Pirate Adventure. De obicei Pirate Adventure-urile merg bine. Ok, new game. Nu. Pirate Adventure. Platforma G64 pentru moment, pentru că n-am bani. Pirates. Că cât e mai ciudat numele, cu atât atrage mai mult, de obicei. E un adventure. Și mai genul. Bine, eu sper să nu dăm faliment. Dacă dăm faliment, ba picioarele, începem o nouă salvare. Stai bine. Să vedem. Schimbăm la mono sau la ceva genul. Sper măcar să revin la 100.000. Să am destul bănuți. Mai am doar 6.3k. Aola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 . Hai mai repede, frate, cu bucurile. Ai, sunt pe minus. Trebuie să fac jocuri pe test. Dar până dau eu lovitura joystick, wow, ok. Hai mai repede cu review-urile, mă piși pe ele. Prima notă 7. Bun. A doua notă 7. Good game, a treia, 6. Și asta dă 6. Nu, 8, wow. Hai să vedem vânzările. 5.000 de unități. Da? Wow. Da, și avem o bază de 466 de fani, ceea ce e bine, pentru că avem câteva... Adică avem oameni care să ne cumpere jocurile. Research. No. New topic. Aliens. Da. Și avem aproape 500 de fani, e bine. 20.000 de unități vândute. E bine. Ne-a asigurat încă un joc. Așa că hai să facem Aliens Action, platforma G64, Game Engine, Tier Engine. Alien. V-am zis eu că numele mai ciudate atrag publicul. Ca și cu Pirates ăsta. un action ăsta n-are nevoie de astea. Hai, mă, nu mai te scarpina pe cap. Asta vreau să-i la jocul ăsta. Când se scarpina ăla. Ok. Așa.
target audience. Ok, să dau research la asta. Ceea ce e bine pentru că, na, unele jocuri se bazează pe asta. Ok, e un action. Inutil. Dialogul, așa. Continuăm. O să vedeți că jocul devine foarte interesant mai încolo. Până atunci... Până atunci mai avem de așteptat, trebuie să dăm lovitura ca să ne mutăm la un birou mai mare. Până atunci creăm jocuri și facem rost de fani. Pentru că, cum am zis, cu cât mai mulți fani, cu atât mai bine, pentru că fanii ne cumpără jocul și datorită lor facem bănuți. Ok, am crescut la ceva acolo, dar prima notă, la Aliens. Nouă. Outstanding game. Ceea ce e bine pentru că am studiat ceva jocul ăsta, în sensul că am văzut cât trebuie să bag într-un action, cât trebuie să bag în alt joc, în RPG-uri și... Ca să iasă bine totul. 8, 9, 8, 7, 8, e bine. Sunt niște review-uri chiar extrem de bine. Extrem de bune. Eu cu româna nu le am. 10.000 de unități vândute. Wow. Research. Target audience. Și avem ceva unități vândute, 6 de fani. Deci asta înseamnă că avem peste 6 de... avem peste 6 de fani, deci peste 6 de vânzări, asigură-te. Și în curând 700, că ne... Nu? Hai mă, încă 2. Nu? Dar o să fac acum un joc... un gamepad. Și că le place când se joacă o gamepad, ok. Ok. Și hai să mai dăm new topic. Fac ce am făcut. Racing. Asta o să fie for everyone, știi? Dacă fac, dacă nu, nu. Ha, avem medievalul. Stai să mă gândesc. O să fac un... steering wheel, ok. Develop new game. Young sau everyone, vreau să fac și să mă gândesc cu ce. Cu... sports, everyone, FIFA, genre, simulation, platforma, nu pe ăsta. Everyone, așa. 2 de graphics, așa. De obicei când faci un joc, de exemplu, mai e un joc Cyberpunk sau ceva în genul, adică online chestii de-astea, de obicei dacă vrei să faci un joc de la, trebuie să aduci ceva nou în engine-ul tău, un pic grafică un pic mai bună, chestii noi, pentru că dacă folosești același engine la acest tip de jocuri, de obicei nu iese bine și tot se plâng de asta. Ok, și la simulări de obicei trebuie să ai un... să arate bine jocul, dar să aibă un inteligent artificial bun și... da, un design bun, toate cele, mă rog. Master V. De obicei nu trebuie să vă băgați în chestia astea. Pe PC și pe mai încolo pe Xbox. Mă rog, Mbox și Play System. Dar până atunci nu. Alea sunt cele mai bune, nu celelalte chestii. Și n-am mai văluat la câteva chestii. Open World. Da, jocurile Open World, mă rog, merg la RPG-uri de obicei. Ok, FIFA. Prima notă, love it, 8. A doua notă, 9. Nu, 8. Eram sigur. 8. Și a patra notă, 8. 4 de 8. De obicei, ultimul, cum am zis, era cel mai nesimțit și dădea o notă. Ori o notă mai mică, ori o notă mai mare. Și avem 800 fani. De obicei, când treci de 1000, nu-ți mai e frică că nu ai bani, nu ai de nimic. Te chici pe el, nu? Ok. Wow. Am făcut... hai, cu 1000 de fani. Am trecut de 1000 de fani. Foarte tare. Și mă bucur. Ok, și deja suntem în anul 3 și avem vreo 4 jocuri. Cred că asta mergea, dacă aș băga, na, doar pentru un simplu gamepad nu mai fac. Develop new game. Topic, nu.
Research, new topic. Wild West, da, Wild West. RPG în Wild West, vestul sălbatic merge perfect de obicei. Da, mai facem jocul ăsta și terminăm. Da, da, apropo, pentru a mai mult, apăsați butonul de like, share, un comment și un subscribe. Vestul sălbatic. Hai, new game, e for everyone. Fie genri RPG, platforma, nu. G64, tier engine. Și o să-l numim Call, nu, un vestul sălbatic. The Wild West. Asta se întâmplă când ai idei. Voilà. Ok, un RPG, engine prost, story quest. Asta de obicei se bazează RPG. Jocul ăsta e cam real din câte știu, mă rog, și mi s-a părut. Dar singura chestie e la faptul că în viața reală nu te interesează prea mult review-urile. Alea sunt doar de formă, na, un pic de publicitate. Mai ales dacă ești o firmă mică. Și na, gaming. Asta o să fac pe el câteva jocuri. Dar episodul viitor. A, da, da, în viața reală, doar dacă ești o firmă mică, te interesează review-urile. Dacă nu, ești o firmă mai medie spre mare, nu te interesează review-urile. Pentru că ai o bază mare de fani și fac, am lansat cu un bug. Wow. Wow. Simple cutscenes, better dialogues, level, editor și better AI. Pentru asta chiar aș face un nou engine. Dar să așteptăm să vină review-urile mai întâi. Prima notă. 6, shows potential. E bine. 7. 6. Și 6. 7. 6, 7, 6, 7. da. 8,8K vândute. Wow. Cât mai mulți fani, e bine. E foarte bine. Ok, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Pentru mai mult să vă abonați. Pentru mai mult, nu uitați să vă abonați. Dați like, un share, un comment și să așteptați până data viitoare. Pentru, na, și dacă aveți o idee, ce zice? With the growing interest in video games, there is also growing audience for the video games in this. Așa. Marketing, ok, foarte tare. 500.000 de dolari, primul episod, e bine. Firma asta o să ajungă mare. Haha. Ciao.